Lewis Carroll Alice în Țara Minunilor Capitolul 1 În vizuina iepurelui Alice începuse să se plictisească de cât stătea lângă sora ei pe băncuță, neavând nimic de făcut. Odată, de două ori, își mută privirea în cartea pe care sora sa o citea, dar neavând poze sau dialoguri, renunță repede și la asta – dar ce bun o așa carte?" se întrebă Alice. A voi să gândi atât cât se poate pe o căldură care te moleșește și te prostește. Dacă e mai mare plăcerea de a împleti plăti coronițe de margarete decât neplăcerea de a le culege." Când un iepure alb cu ochii roz fugi pe lângă ea. Nimic neobișnuit în asta, nici măcar că Alice... Auzi iepurele văitându-se, O, doamne, o, doamne, e foarte târziu!" După câteva clipe, își dădu seama că ar fi trebuit să se mire, dar în acel moment totul părea firesc. Iepurele scoase din buzunarul fracului un ceas, îl privi și apoi o luă la fugă. Surprinsă de ceea ce vedea, căci până acum nu văzuse în viața ei un iepure îmbrăcat în frac și mai ales purtând un ceas, și arzând de curiozitate, merse după el. Îl văzu intrând în vizuina sa, mare, de sub gard. Fără să mai stea pe gânduri, îl urmă, dar nu se gândi cum avea să mai ia să ia de acolo. Fetița se trezi într-un tunel, apoi alunecă brusc pe un topogan și simți deodată cum se afundă. Ori ea cădea prea încet, ori fundătura era foarte adâncă, încât a avut timp să se gândească la ce se întâmpla. Prima oară se uită în jos, dar era prea întuneric să vadă ceva. Apoi, pe lateralul fundăturii, văzu rafturi cu cărți și dulapuri, ici și colo observă hărți și poze. În cădere, șterpeli de pe unul din rafturi un borcan pe care scria gem de portocale, dar care, spre dezamăgirea ei, era gol. Se gândi să-l arunce, dar nu o făcu. Ca să nu lovească pe cineva care s-ar fi putut afla jos, reuși să-l planeze într-un alt raft gol tot în cădere. Ei bine, gândi Alice, după o așa cădere, o să mi se pară un flecușteț să mă mai dau pe balustradă. De aceea nu am să mai spun nimic, doar dacă aș cădea direct de pe acoperiș. Și tot aluneca în jos, în jos, în jos. Oare căderea asta are să se sfârșească vreodată? Mă întreb câte mile am tot căzut până acum? Se întrebă cu voce tare. Mai mult ca sigur că mă apropii de centrul pământului. După socoteala mea, ar fi cam patru mii de mile în jos. Alice învățase despre aceste lucruri la școală, Chiar dacă nu avea de ce să făli cu acestea și chiar dacă nu era nimeni împrejur să o audă, îi plăcea mereu să repete. Cam la ce latitudine și longitudine am ajuns? Cu toate că nu avea habar ce înseamnă latitudine și longitudine, erau niște cuvinte foarte drăguțe ce meritau rostite mereu. Iar acum se întreba ce ar fi să cad prin mijlocul pământului. Ce nostim ar fi să ies afară printre picioarele celor care merg cu capul în jos? Nesuferiții, cred că se numesc ei, mai bine că nu era nimeni să o audă, căci nu era un cuvânt potrivit. Totuși, ar trebui să-i întreb cum se numește țara lor. Oare Australia? Oare Noua Zeelandă? Se închipui făcând o plecăciune căzând prin tunel. Voi ați putea face ori cred așa ceva? Iar ei au să-și închipuie că sunt o fetiță neștiutoare că întreb asta. Nu, nu am să întreb. Poate voi găsi scris acolo jos cum se cheamă această țară. În jos, în jos, în jos, Alice tot aluneca. Nemai având ce face, începu iarăși să vorbească. Lui Dina, Cred că-i uh, voi lipsi la noapte. Dina era pisica lui Alice. Sper să nu uite toți să-i pună lapte în farfurioarea ei la ora 5. Dina, draga mea pisică, ce bine ar fi fost să fii cu mine acum. Nu sunt șoareci în tunel, dar ai fi putut prinde un liliac. Să știi că e foarte asemănător cu un șoricel. Începu să o fure somnul întrebându-se în vis pisicile mănâncă lilieci? Pisicile mănâncă lilieci? Și câteodată pisicile mănâncă lilieci? Liliecii mănâncă pisici? Și pentru că, vedeți dumneavoastră, nu putu răspunde la niciuna din întrebări, nu conta nici ce întreba de fapt. Tot în cădere, somnolentă, începu să viseze că, plimbându-se cu Dina, o întrebă, Sim, Dina, te rog, adevărul, ai mâncat vreodată un liliac? Când deodată, buf, poc, căzu grămadă peste niște crengi și frunze, oprindu-se din alunecare. Alice nu era rănită. Se ridică imediat, se uită în sus, dar nu văzu nimic întuneric și iar întuneric. În schimb, înaintea ei era doar un coridor lung pe care alerga iepurele alb. Nu era timp de pierdut, fugi după el și l-a ajunse tocmai când de dea colțul văicărindu-se. Pe favoriții și pe ochii mei, dacă nu e târziu. Fiind în spatele lui, Alice cotia aproape odată cu el și totuși în clipa următoare, iepurele nu se mai zări, dar acum ea se găsea într-o sală mare, lungă și joasă, luminată cu lămpi din tavan. De jur împrejurul sălii erau uși, dar erau închise, iar Alice, după ce le încercă pe toate, ajunse supărată în mijlocul sălii, întrebându-se cum avea să iasă de acolo. Pe neașteptate, apăru în fața ei o măsuță cu totul din sticlă, chiar și cele trei picioare, iar pe măsuță o cheiță din aur. Dar vai, ori broaștele ușilor erau prea mari, ori cheița prea mică, oricum ar fi fost, nu reuși să deschidă vreo ușă. Totuși, la a doua plimbare prin sală, în spatele unei draperii, pe care nu o observase, găsi o ușiță, băgă cheița de aur în broască și, spre încântarea ei, aceea se potrivi. Alice de ușa și găsi un tunel nu mai mare decât o vizuină de șoarece. Se lungi pe jos și privi prin tunel. În capătul lui zări cea mai frumoasă grădină pe care o văzuse vreodată. Cât i-ar plăcea și ei să iasă din întunecimea asta!" și să treagă dincolo, pe acele alei cu flori și fântâni. Dar cum să facă? Pentru că nici măcar capul nu intră pe acea gaură. Și chiar capul de mei ar intra, când e alis, nu mi-ar fi de vreun folos că ce am și umerii. Ce bine ar fi fost să mă pot lungi ca o lunetă. Și cred că aș putea și asta dacă aș ști de unde să încep. Pentru că, vedeți, după atâtea întâmplări neobișnuite, nimic nu era imposibil de făcut. Să stea lângă ușiță nu părea a fi decât o pierdere de timp. Deci, Alice se întoarse la măsuța de sticlă, crezând că va găsi o altă cheie, ori un manual de lungit oamenii ca o lunetă. Dar de această dată găsi doar o sticlă, care sigur nu se afla acolo prima oară, iar în jurul gâtului sticlei, bilețel pe care scria BEAMĂ, tipărit cu majuscule. Era ușor să spui BEAMĂ, dar isteața de Alice nu avea să o facă așa de repede. nu, mai întâi o să văd dacă nu sunt semne de o travă, își zise, știind câteva povești despre copii care se arseseră sau care fuseseră mâncați de monștri și bestii, toate acestea pentru că nu au ținut cont de următoarele reguli simple. Dacă apuci un clește înroșit în foc, te vei arde. Dacă îți tai un deget adânc cu cuțitul, vei sângera. Sau dacă bei peste măsură din sticla pe care scrie o travă, mai devreme sau mai târziu vei avea neplăceri. Și totuși, pe acea sticlă nu scria o travă, așa că Alice se hotărâ să o guste. Era atât de bună. Avea arome de plăcintă cu cireșe, ananas, curcan prăjit, budincă și pâine unsă cu unt, încât se trezi foarte repede că o băuse pe toată. Ce senzație ciudată!" spuse Alice. Probabil că mă micșorez." Și chiar așa se și întâmplă. Acum nu mai era mare decât de o palmă. Avea înălțimea tocmai bună pentru a trece prin gaura de șobolan, drept în grădină. Mai așteptăm un pic să vadă dacă nu se micșorează, deși gândul că s-ar topi precum o lumânare o sperie. Mă întreboare: cum e atunci? Cum arată flacăra unei lumânări care se tot topește? Pentru că nu își amintea să mai fi văzut așa ceva. Nu se mai întâmplă nimic, așa că Alice se hotărâ să treacă numai decât în grădina cea frumoasă. Dar vai, ajungând la ușă, și-a dat seama că uitase cheița de aur pe masă. Putea să o vadă clar pe dedesubt, dar acum era prea mică să mai ajungă la ea. Încercă să se urce pe unul dintre picioare, dar alunecă mereu și după multe încercări nereușite se așeză pe jos și începu să plângă. Degeaba plângi, degeaba plângi, se mustră singura Alice. Mai bine înceta imediat. De obicei își dădea sfaturi bune, rar le și urma, apoi se certa până își dădea singură lacrimile pe obraj. Odată, Chiar se trase singură de urechi pentru că trișase la un joc de cricket, jucat tot împotriva ei însăși. Pentru că, așa era ea, ținea la faptul că în ea locuiau, de fapt, două ființe. Însă acum, de ce mai pretindea că în ea sunt două ființe, căci abia dacă mai era loc pentru una singură, imediat îi căzură ochii pe o cutiuță din sticlă așezată sub masă, în care găsi o prăjitură pe care scria frumos Mănâncă-mă! Păi, să o mănânc atunci, căci dacă mă face să cresc, voi ajunge la cheie, iar dacă voi deveni și mai mică, voi trece direct pe sub ușă. Așa că, oricum, nu-mi pasă ce se va întâmpla. Puțin nedumerită, Gustă din prăjitură, ținându-și mâna pe cap pentru a vedea cât crește. Dar rămase surprinsă văzând că nu se întâmplă nimic. De fapt, este normal pentru un om care mănâncă o prăjitură, dar dacă acum lui Alice, normalul ajunsese să îi se pară prostesc și mult prea lipsit de înțeles. Așa că se puse pe fapte mari și mâncă toată prăjitura. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Lewis Carroll Alice în Țara Minunilor Capitolul 2 Balta de lacrimi Cât de ciudat e totul! Țipa Alice. Atât de surprinsă era încât uitase să vorbească. Acum mă lungesc precum cea mai mare lunetă din lume. Adio, picioare! Privind în jos, ele aproape că nu se mai vedeau. Atât de mult se depărtaseră. O, bietele de voi! Oare cine o să vă mai pună ciorapii? Oare cine o să vă mai încalțe? Eu cu siguranță nu voi mai putea va trebui să vă descurcați singure, căci eu voi fi departe de voi, dar totuși trebuie să fiu drăguță cu ele, se gândi Alice, căci poate nu vor mai avea să mă poarte unde doresc eu să merg. Le voi lua cizmulițe noi la fiecare Crăciun de acum încolo. Se gândi totuși cum va face acest lucru. Le voi pune la poștă. Ce drăguț ar fi să trimit cadouri pentru propriile mele picioare. Și ce adresă să trec? Domnului picior drept al meu, lângă șemineu, pe covoraș, cu drag, de la Alice. Vai! Dar ce tâmpenii îmi trec prin cap. Și totuși, cu acel cap se pomenia atingând tavanul, deja crescuse cam de nou picioare. Acum luase cheița de aur și fugise spre ușița ce dădea în grădină. Bineînțeles că acum era prea mare ca să mai treacă prin ușiță, dar tot ce mai rămase de făcut era să privească lungită prin micul tunel și să se pună iar pe bocit. Rușine să-ți fie, își zise Alice, o fată așa de mare ca tine și câtă dreptate avea! Să plângă! trebuie să încetezi imediat. Îți spun, fără de folos însă căci de atât a plâns, Alice reuși să formeze o baltă de lacrimi adâncă de o palmă care cuprinse sala cea mare aproape până la mijloc. Nu după mult timp, auzi niște pași mărunți undeva în depărtare. Își șterse ochii de lacrimi, apoi îl văzu pe iepurele cel alb, în elegantă, cu mănuși albe și cu un imens vantai în mâini, mereu grăbit și murmurând, O, ducesa, o, ducesa, ce-mi va face dacă o iar voi întârzia? Situația în care era Alice o făcu să-i ceară ajutor iepurelui alb, care acesta trecu pe lângă ea. Timidă, îi spuse în șoaptă, Domnule, vă rog frumos!" Aceste cuvinte îl speriară pe iepure încât scăpă mânușile și evantaiul din mâini și fugi, dispărând în întuneric. Alice luă mânușile și evantaiul apoi, ca să mai scape de căldura din sala cea mare, se apucă să-și facă vânt cu el, vorbind de una singură. Vai, dar ce de încurcăture azi! Și ieri părea o zi normală, mă întreb, de nu mă voi fi schimbat în ceva noaptea trecută? Să vedem. Eram oare la fel când m-am trezit dimineață? Aproape să cred că nu am observat nimic straniu. Dar dacă nu eram la fel, următoarea întrebare ar fi oare cine sunt acum de fapt? Asta e o ghicitoare căreia puțini își știu răspunsul. Apoi, trecu în revistă toți copiii de -o seamă cu ea pe care îi cunoștea să vadă dacă nu cumva este unul dintre ei. Ada, sigur, nu cred că sunt, căci ea are părul creț și eu nu. Nici Mabel nu pot fi pentru că știu atât de multe lucruri, iar ea atât de puține. În afară de asta, ea este ea, iar eu sunt eu. E chiar o mare încurcătură. Ia să văd. 4 mulțit cu 5 fac 12, 4 mulțit cu 6 fac 15, 4 mulțit cu 7 fac... Până când ajung la 20 mă apucă oricum. Tabla mulțirii nu înseamnă prea mult. Ia să văd cum stau cu geografia. Londra este capitala Parisului. Parisul a Romei și Roma nu totul e pe dos. Sunt sigură că m-am prefăcut în Mabel. Ia să vedem cum spun când vrea micuțul crocodil. Și își puse mâinile încrucișate în poală, ca atunci când spui pe de lecția, dar scoase niște cuvinte stranii de groase și vorbele nu se auzeau ca de obicei. Când vrea micuțul crocodil să aibă dinți frumoși, își toarnă apa de penil, pe să săi lucioși, și le arată, zâmbind dinții, tot fremătând din gheare, la peștișorii cu minți ca sfinții să-i prindă, să-i omoare. Nu mm -hmm. sigur că acestea sunt versurile, spuse Alice, cu lacrimi în ochi. Probabil că totuși sunt Mabel și o să fiu nevoită să trăiesc în această casă fără haz, să nu am jucării și vai, să învăț atâtea. Dar dacă sunt Mabel, mai bine rămân aici. Degeaba o să vină să mă cheme înapoi. Eu doar voi ridica din sprâncene și voi întreba cine sunt eu? Și abia după ce voi afla cine sunt și doar dacă îmi place acea persoană, mă voi întoarce. Dacă nu, voi rămâne aici până când am să fiu altcineva. Dar iată că nu vine nimeni. Se plâns Alice și m-am săturat să stau aici singură. După ce spuse acestea, își dădu seama că își pusese în mâini una din mănușile albe ale iepurelui. Oare cum am făcut asta? Se gândi Alice. Poate mă micșorez iar? Apropiindu-se de măsuță, realiză că scădea în înălțime. Aruncă repede evantaiul din mână, căci bănuia că el este cauza. Tocmai la timp, pentru a rămâne din ea măcar o fărâmă. Am scăpat la timp, zise Alice, destul de zruncinată de această schimbare și totuși mulțumită că scăpase cu viață. Porni în fugă spre grădină, dar când ajunse la ușiță, vezi pacoste aceasta rămase tot încuiată, iar cheița de aur, tot pe măsuță și Alice, tot mică și mai mică, parcă niciodată zău atât de mică. Pe cuvânt, tot voi se alunecă și imediat ateriză, trosc plăsc în apă. O apă foarte sărată ce-i trecea aproape de bărbie. Se gândi dacă nu cumva a ajuns în apa mării și de aici poate lua trenul direct spre casă. Alice fu odată la mare și, din ce-și aducea aminte, la mare sunt cabine pentru schimbat copiii care se joacă cu nisip, sunt case de vacanță și mereu o gară în spatele acestora. Dar, spre dezamăgirea sa, marea nu era decât balta de lacrimi pe care o făcuse singură plângând atunci când era foarte, foarte înaltă. Era bine să nu fi plâns atât de mult, spuse Alice înotând prin lacrimi, căutând să iasă la mal. Acum sunt pedepsită probabil să mă nec în propriile -mi lacrimi. Va fi foarte ciudat, dar oare ce nu e ciudat astăzi? Aproape de ea, auzi clipocind ceva și primul ei gând fucă că înnoată lângă ea ori un hipopotam, ori o focă. Constata însă că era doar un șoarece căzut și el în baltă. Mi-ar fi de folos să vorbesc cu el, gândi Alice. Totul e așa de raznă aici jos, așa că probabil pot vorbi cu un șoarece oricum. Nu strică să încerc. O șoarece! Știi cumva pe unde se iese din balta asta? Am obosit de când tot în not. O șoarece? Alice. Se gândi că așa trebuie să vorbești cu un șoarece, deși nu mai făcuse asta altă dată. Își aduse aminte că văzuse în gramatica limbii latine a fratelui său un șoarece, un șoarece al unui șoarece, a șoarecelui șoarece. Șoarecele, deși parcă clipi din ochi odată, nu făcu altceva decât să o privească fix și rece, fără a scoate un sunet. Poate nu înțelege limba engleză, gândi fetița. Poate o fi un șoarece francez adus în Anglia de William Cuceritorul. Cunoștințele ei despre istoria Angliei erau destul de confuze și nu o puteau lămuri cât de demult se întâmplaseră aceste lucruri, așa că spuse în franceză prima propoziție care se afla în manual. Tu e așa?" După aceea, pe șoarece, îl apucă tremuratul, tulburând apa sărată. Vă rog să mă iertați, spuse Alice, văzând că a atins un subiect sensibil. Am uitat că nu vă plac pisicile. Nici ție nu ți-ar plăcea pisicile dacă ai fi în locul meu. Bineînțeles că nu-mi plac pisicile. Probabil că nu. Probabil aveți dreptate. Nu trebuie să ne supărăm acum din asta. Și dacă aș putea să vă fac cunoștință cu Dina, pisica noastră, sigur că veți îndrăgi toate pisicile. E așa de drăguță și liniștită, spuse Alice, mai mult pentru sine, înotând prin băltoacele de lacrimi. Cum se spală pe față cu lăbuțele, cum toarce când stă în fața sobei, e o plăcere să te joci cu ea, să o alinți și ce harnică este la prinșoareci. Vă cer iertare din nou, domnule șoarece, zise Alice, văzându-i părul cum se zburlește și dându-și seama că îl deranjase din nou. Să uităm de ea dacă nu vă displace atât de mult. Chiar așa, mai bine, spuse acesta, tremurând de la bot până în vârful cozii. Parcă eu aș fi cerut să vorbim despre pisici. Nația noastră mereu a urât aceste mizerabile și nerușinate creaturi, vulgare și mai ales urâte. Nu mai vreau să aud de ele. Nu veți mai auzi, spuse Alice, schimbând în grabă acest subiect. Poate însă vă plac câinii? Pentru că șoarecele nu catadixi să răspundă, Alice insistă, E un cățel așa de frumușel lângă casa noastră, tare aș vrea să-l vedeți. Un mic terier, cu ochi strălucitori, cu părul încurcat și creț maroniu. Știe să facă aport, să șade doar în două labe, să cerșească mâncare și multe alte lucruri." Fermierul, stăpânul lui, cere pe el o grămadă de bani pentru că îi este de mare ajutor. Spune că, de când îl are, a scăpat de toți guzgani. Și vai de capul meu, probabil că iar am făcut o prostie și v-am supărat, spunând toate acestea. Deranjat, șoarecele o porni în not cât mai repede și mai departe, făcând balta de lacrimi să se umple de valuri. Alice strigă cu sfială după el. Șoarece, dragă, întoarce-te, nu am să mai spun nimic, nici despre câini și nici despre pisici dacă nu sunt pe placul tău. Șoarecele, auzind acestea, se întoarse spre Alice și cu o față vizibil supărată îi spuse încet fetiței. Hai pe mal și acolo am să-ți istorisesc câte ceva despre mine, Poate vei înțelege de ce nu pot suferi nici câinii și nici pisicile. Oricum, era și timpul să iasă din baltă, căci acolo mai căzuseră o rață, un vultur, un dodo și un papagal, plus alte jivini ciudate. Așa că Alice, înotă spre mal, urmată de șirul lung de animale, căzute în balta de lacrimi. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu. Louis Carroll Alice în Țara Minunilor Capitolul 3 O comisie atletică și o poveste în coadă lungă Pe mal se strânsese deja o adunătură foarte ciudată, păsări cu penele ude, animale cu blană udă, toți și roini de apă și toți cu moralul la pământ. Cea mai mare organizare a lor era cum, cum să se usuce, așa că organizară un consiliu, în care Alice deja se trezi vorbind cu toți foarte natural, de parcă i-ar fi știut de când lumea și pământul. Singurul care a avut ceva de reproșat a fost papagalul, care îi spuse lui Alice că el, fiind cel mai bătrân, ar ști mai multe ca ea, dar pentru că nu și-a dezvăluit vârsta, toată această poveste se termină în coadă de pește. Se ridica atunci șoarecele pe semne respectate de majoritate și spuse – Ia stați cu toții jos și ascultați imediat ce am să vă spun. Imediat o să ne uscăm cu toții. Formară un cerc destul de mare în jurul șoarecelui, iar Alice îi acordă toată atenția, temându-se să nu facă un guturai grozav, dacă nu se va usca în cel mai scurt timp. <coughs> tu și șoarecele, ca un veritabil orator, sunteți gata? Ce vă voi spune e cel mai uscat lucru pe care îl știu, vă rog liniște, și începu. William, cu ceritorul, cu sprijinul papei, cu cucerând supușii englezi, care chiar aveau nevoie de cineva să-i conducă, să tui de a vedea mereu țara cotropită și invadată, Edwin și Morcar, conța ai Mersiei și Nortumbiei, fiuuuu, făcu lerii papagalul înfiorat, Pardon, ai spus ceva? Se încruntă șoarecele. Cine eu? N-am spus nimic. Așa mi s-a părut, spuse șoarecele. Să continuăm atunci povestirea. Edwin și Morcar, conței Mercei și Nortumbiei, trecuseră de partea lui William, precum și Stingard, arhiepiscop de Canterbury, găsiră de cuvință ce găsiră?" se miră rața. Găsire de cuvință, spuse o țărât șoarecele. Cred că știți cu toții ce înseamnă, nu?" Și eu știu când găsesc ceva, știu ce găsesc. O râmă, o broască de obicei, doar că nu înțeleg ce a găsit arhiepiscopul." Șoarecele ignoră cuvintele raței și continuă imperturbabil povestirea. Găsirea de cuviință că împreună cu Edgar Artling să iasă în întâmpinarea lui William și să-și arate loialitatea față de el. Și de atunci William începu să conducă regatul cu dreptate. Dar ce te faci cu trufia normanzilor lui? Cum te simți acum, draga mea? O întrebă pe Alice peste umăr în timp ce își continua discursul. La fel de udă ca la început, spuse Alice deznătăștuită. Nu mi se pare că m-am muscat vreun pic. În acest caz, spuse pasărea Dodo, pe un ton oficial, ridicându-se în picioare, vom um, continua acest consiliu, adoptând imediat alte metode mai energice. Nu am înțeles mare lucru. Nu pricep sensul atâtor cuvinte întortocheate și am o bănuială că nici măcar tu nu le cunoști spuse vulturul, apoi își lăsă ciocul în jos, mascând un zâmbet, iar în grupul celorlalte păsări se auziră chicote de râs. Ce am vrut să spun, zise pasărea Dodo, pe un ton ofensat, am vrut să spun că cel mai simplu ne vom musca participând la un consiliu atletic. Ce este un consiliu atletic? întreba Alice, mai mult pentru că nimeni nu părea să fi vrut să intervină, cu toate că Pasărea dodo se oprise așteptând păreri. Păi, cea mai bună explicație este exemplul, zise Pasărea dodo, și pentru că și voi puteți face acest lucru când vă e frig, am să vă spun ce s-a întâmplat după aceea. Pasărea dodo trasă un fel de cerc și marcă astfel traseul ce trebuia parcurs. Apoi așeză din loc în loc alergătorii și fără să se dea un start oficial, fiecare începu să alerge cât dorea. Un traseu complet, două, zece, fiecare după puterile lui. Cam după o jumătate de oră și mai bine, timp în care toată lumea se uscase, pasărea Dodo strigă. Stop! Cursă! Nimeni nu mai alergă. Toți se opriră și formară un cerc în jurul ei. Cineva se auzi întrebând, cine este câștigătorul? La această întrebare, pasărea Dodo nu a avut imediat un răspuns, dar după ce rămase îndelung înțepenită în poziția cu un dege la tâmplă, vezi pozele lui Shakespeare în cărțile de engleză, aduse la cunoștință. Toată lumea a câștigat și toți vor fi premiați. Dar cine ne va amâna premiile? Se auzi un cor de voci sleite de oboseală. Ei, cine? Ia, firește, spuse pasărea Dodo, arătând-o cu o pană pe Alice. Atunci toată mulțimea se înghesui în jurul ei cerând premiul, premiul. Ce să facă biata Alice? În lipsă de orice altă idee, băgăm mâna adânc în buzunar și scoase o cutiuță cu bomboane. Din fericire, fără apă sărată în ele, și începu să dea fiecăruia câte una. Nu știu cum se făcut, dar primi toată lumea. Și ea trebuie să-și dea un premiu, spuse șoarecele. Bineînțeles, și ea trebuie premiată, spuse pasărea Dodo. Ce mai ai prin buzunare? Doar un degetar, spuse Alice cu tristețe. Dă-l încoace. Și o înconjurară iar pe Alice cu toții, iar pasărea Dodo, solemnă, cu degetarul în mâini, spuse Te rugăm să accepte acest minunat degetar din partea noastră. Când termina acest discurs, toți o aplaudară. Lui Alice îi se părea caragios și absurd acest ritual, dar nu voi să dezamăgească pe cei adunați de acolo, care păreau să ia foarte în serios tot ce se întâmplă. Făcu o reverență și luă degetarul cu solemnitate. Urma deci consumarea bomboanelor primite și chiar și acest lucru provocă mici neplăceri. Unele păsări foarte mari s-au plâns că de-abia au dat de gustul bomboanelor. Cele mici păreau că se neacă cu ele, fapt pentru care primiră pumni în spate. Totuși, masa se termină, cercul se refăcu și toată lumea îl rugă pe șoarece să le mai povestească ceva. Mi-ai promis că îmi spui povestea ta. Știi tu, spuse Alice. În felul acesta voi afla de ce urăști C și P. Șopti Alice, sperând că nu se va supăra iar. E o poveste prea lungă și prea tristă, Alice, spuse oftând și întinzându-și coada către ea. Lungă văd că este, spuse Alice, uitându-se la coada lui. Dar de ce este și tristă? Auzea șoarecele vorbind, dar gândul nu era la el, ci mintea ei născocea o poveste cam așa. Ci că un cățel blănos, găsindu-și șoarece înpoiată, se îngrozi și furios o la judecată. Căci timp avea destul să prindă musca în zbor, să judece chiar el fudul, blănosul procuror, pe șoricelul cel lipsit de orice avocat, să fie sigur, negreșit, la moarte condamnat. Degeaba, micul rozător își dă cuvântul său, că nu făcu niciun omor, blănosui fucălău. Deloc nu ești atent, Alice! La ce te gândești? Scuzați-mă, vă rog, spuse Alice cu regret. Ați ajuns deja la al cincilea cât. Care cât? Ce cât? Niciun cât. Atunci, e un nod și tare aș vrea să vă ajut să-l dezlegați. Nici gând! Am impresia că-ți bați joc de mine, nu mai prostii vorbești. Dar nu am vrut. Chiar nu am vrut. Cred că sunteți un șoarece cam supărăcios. Șoarecele nu scoase decât un chițăit ciudat. Haideți și terminați povestea, îl rugă Alice, împreună cu celelalte animale. Haide să ne spuneți povestea. Dar șoarecele dădu din cap și o porni la drum lăsându-i acolo pe toți. Păcat că nu a mai stat, spuse și papagalul, atunci când deja șoarecele nu se mai vedea în zare. Tot în acel moment, un rac mare și bătrân se găsise să-i facă morală băiatului său. Vezi, dragul meu, să înveți să nu-ți ieși repede din fire, să fii mai chipzuit. – Lasă-mă, tată, cu morala! – răspunse cam obraznic băiatul. – Dumneata ai fi în stare să scoți din fire chiar și o scoică! – Tare mult îmi lipsește, Dina! – spuse Alice cu o voce tare. – Dar mai mult pentru sine. Cred că imediat l-ar fi adus înapoi pe domnul șoarece. – Cine este această Dina? – întrebă papagalul. – Pentru că mereu îi face plăcere să vorbească despre pisica ei – Alice răspunse în grabă. Dina este pisica noastră. Nu vă vine să credeți ce pricepută este la prins șoareci și nu doar la șoareci, ci și la păsări, cum o una, o și mănâncă. Nu mai liniște, în rândul păsărilor de acolo nu făcuseră aceste vorbe. Câteva chiar plecară în zbor imediat și doar o cucuvaie, mai în vârstă, să trezi vorbind. Aerul ăsta răcoros al nopții nu e bun pentru mine. Trebuie să plec acasă. Să mergem la culcare, copilași. A trecut de mult ora de culcare, spuse un canar cu voce tremurândă, adunându-și copiii. Toți găsiră că au diverse treburi și, în curând, Alice se trezi singură. Cine oare m-a pus să aduc iar vorba despre pisică? Cred că, în afară de mine, nimeni nu o place pe aici, chiar dacă e cea mai grozavă pisică din lume. Nici nu știu dacă o voi mai vedea vreodată. Disperarea o cuprinse chiar și Alice început din nou să plângă, când, în depărtare, auzi niște pași. Atunci ridică capul din pământ și se uită spre acel loc de unde se auzeau pașii, sperând să-l vadă pe șoarece venind să-și termine povestea. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio. Îți mulțumesc pentru audiție. Pentru moment, aventura s-a încheiat aici. Nu fi trist. Poți asculta povestea și poți continua aventurile în țara minunilor alături de Alice și prietenii ei fantastici pe cărțiaudio.eu urmând indicațiile de acolo sau devenind patreonul nostru pe patreon.com slash